afară, de curând ați câștigat alegerile, însă experiența dumneavoastră în administrație își spune cuvântul. Ați preluat lucrările din mers și vă ocupați în continuare de bunul mers a comunei. Așa este. Vom finaliza extinderea corpului de clădire de la școala Adam Müller Gutenbrunn și odată cu începerea anului școlar sper ca elevii școlii noastre să beneficieze de această frumoasă clădire. Domnul primar, suntem tot în Zebrani, de data aceasta în fața unui nou obiectiv care se ridică în spatele noastre. Vreau să spuneți câteva cuvinte despre ceea ce se construiește aici. Este vorba despre After School, o clădire care o vom finaliza în acest an, pentru a închide astfel proiectul început. Asfaltare, reabilitare, cămin cultural și After School în localitatea Zebrani. Deci, practic, copiii vor putea beneficia de îngrijire după orele de cursuri, nu? Așa este. Până vin părinții de la lucru. Da. Mortuare din Zebrani. Lucrările au fost finalizate, urmând ca să începem proiectul de amenajare a parcărilor și spațiilor verzi din preajma capelei. Primar, aveți depus un proiect foarte frumos pe drumuri agricole. Aș vrea să ne povestiți câte ceva despre acest proiect. Da, într-adevăr, am inițiat un proiect cu măsura 4.3 pe AFIR pentru reabilitarea drumurilor agricole, drumuri care să deservească fermele din zonă, agenții economici, proprietarii de terenuri din zona noastră. Din fericire, văd că încă mai sunt crescători de animale aici la Zebrani. Da, sunt bucuros să vă prezint un efectiv numeros de animale care îl avem aici la o fermă din localitatea Zebrani. Este probabil din ce în ce mai rar la noi la... Da, așa este. Țară, să mai avem imagini cu vaci adăpându-se. Ciurda de vaci. Așa este. Cum se zicea odată. În cadrul proiectului care l-am inițiat cu măsura 4.3 de reabilitarea drumurilor agricole, dorim să cuprindem și agenți economici și zone de agrement, cum avem la 500 de metri căsuța cu ponei. Deci, practic, în acest proiect vreți să cuprindeți și partea turistică a comunei. Așa este. Inclusiv zona de agrement, iazul piscicol și plantația de pom fructifer. Ok, mergem mai departe, domnul primar. Mergem.
Așadar, iată-ne la Iazul de la Zăbrani, un obiectiv care va fi promovat odată cu construcția drumului agricol, nu? Așa este. Asta este, de fapt, și dorința noastră de a cuprinde cât mai mulți agenți economici și mi-aș dori foarte mult să promovăm și Iazul de la Zăbrani, pentru că este, într-adevăr, o zonă de agrement deosebită.